Un bărbat a ajuns de urgență la spital acuzând dureri atroce. El a descoperit că o muscă și-a depus ouăle în urechea sa. Bărbatul avea urechea plină de viermi când a ajuns la spital. Îi ies o mulțime de bulbuci albaștri din ureche și are dureri mari, a spus soția bărbatului. Vladimir a avut nevoie de tratament de urgență. El a descoperit că o muscă își depusese ouăle în urechea sa. Într-un final, urechea i s-a umplut de larve. Când durerile au devenit insuportabile, bărbatul s-a dus la unitatea locală de urgențe din Brazilia, unde i-a fost curățată urechea. Pacientul a fost apoi trimis la spitalul municipal din Cuiaba, dar nu a fost internat deoarece nu era înregistrat în sistemul de sănătate. El a fost apoi trimis la o altă unitate, unde i s-au făcut o nouă trimitere, dar din nou nu a fost internat. El s-a întors apoi la unitatea de urgențe, unde i s-au administrat medicamente intravenoase și i s-a curățat din nou urechea. Mai târziu, după ce a mers la spital privat, bărbatul a aflat că larvele nu dispăruse din urechea sa. El avea nevoie de o intervenție chirurgicală costisitoare. După o nouă vizită la unitatea de urgență, pacientul a fost din nou trimis la spitalul municipal din Cuiaba, unde s-a luat decizia de a-l transfera la un alt spital. El are nevoie de operație, iar transferul său la un alt spital este încă în așteptare. Este o neglijență, un muncitor care nu se poate baza pe asistența medicală publică. Urmează încă o noapte și tot nimic. Este foarte trist. Gândacul îl devorează de viu, a declarat soția lui pentru presa locală. Biroul de intervenție pentru sănătate publică din Cuiaba a fost raportat între timp că Vladimir se află încă la spital și că a fost deja supus procedurii de îndepărtare a larvelor, relatează știrile ProTV.ro.